Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după lale! Incidentul s-a întâmplat sâmbătă seara la Turcoaia, în județul Tulcea. Polițiștii de la circulație au făcut semn unei mașini să oprească. Era un client mai vechi de-a lor și știau că nu are permis. De data aceasta, șoferul era și băut. Inițial s-a conformat și a oprit autoturismul. Însă, în momentul în care oamenii legii au cerut actele, acesta a urcat în mașină și a demarat în trombă. A urmat apoi o goană nebună pe străzile din localitate. Uite poliția! Filmi, bă! Filmi, bă! Vrei să mă sui? Când au văzut că bărbatul accelerează din ce în ce mai mult, polițiștii au început să tragă cu arma focuri de avertisment. În zadar însă, tânărul și-a continuat drumul. În total, 10 focuri de armă au tras oamenii legii. Aflați în urmărirea conducătorului auto, unul din polițiști a efectuat foc de avertisment în plan vertical și ulterior asupra persoanei în cauză. Din nefericire, în zonă se afla și un copil de 13 ani pe bicicletă, care a fost atins de unul dintre gloanțele trase după fugar. Proiectilul a ricoșat din asfalt într-un stâlp și l-a nimerit pe adolescent în abdomen. Copilul a fost operat și se află în afara oricărui pericol internat la spitalul din Galați. Și bărbatul de la volan a fost atins de un glonț, dar în cazul acestuia viața nu i-a fost pusă în pericol. Era stare bună, nici nu știa că a trecut glonț pe piciorul lui. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat, bine n-a intrat în femur. A ajuns apoi la spitalul din Brăila, unde a primit îngrijiri medicale. Bărbatul fugar avea o alcoolemie de 0,37 mg per litru în aerul expirat. Acesta nu este la prima abatere. Mai are alte două dosare penale pentru conducere fără permis.